Copiii din sectorul 4 au un nou loc de joacă. Cristian Popescu Piedone și Sorin Oprescu au inaugurat ieri Parcul Disney. Atracția parcului, care a costat 1 milion de lei, este un tobogan de 10 metri înălțime. Gata! Liber! Foto. Prichindeii curioși au dat năvală în noul loc de joacă, unde au găsit de toate. De la biciclete de fitness... Vrei să faci moși? Nu! La acoarele... Mă vibrează în Prințesa Florilor! În vreme ce unii dintre ei așteptau să fie pictați, alții așteptau să fie lăsați să se urce pe toboganul uriaș din mijlocul parcului. Încă nu s-a descris, că văd că nu e niciun copil acolo. Și aștept să te duci să dai și tu? Da, de-abia aștept. Toboganilor e la înălțime de 10 metri, este unic în România. Locul pe care a fost ridicat parcul era până mai ieri plin de noroi. Mașina a fost până acum o lună de zile. Am recuperat terenul și în suprafață de 2400 de metri pătrați s-a ridicat cel mai mare loc de joacă pe o suprafață antitraumă din țară. De când avem un nou primar, s-a schimbat mult și foarte frumos. Ce vă place cel mai mult aici? În primul rând îmi place că e curat și că au copiii unde să se joace. Domnul este exemplul cel mai clar de colaborare atunci când doresc să împingi ceva în București. E cel mai mare din țară, nu? Cu toate elementele de siguranță pentru copii, sunt singurele clipe unde pot să le ofer măcar liniștea pentru câteva ore. Și asta contează foarte mult. 1 milion de lei necesar pentru amenajarea parcului a fost plătit din bugetul local al sectorului 4.